UPL vă recomandă pachetul tehnologic zeamă bordeleză originală și uleiul parafinic Ovipron Top. Top. Bună seara, domnilor și domnilor! Bun găsit la emisiunea Agricultura, o șansă pentru România. Suntem în campanie de recoltare a cerealelor. Tocmai s-a încheiat anul din punct de vedere agricol, după cum au calculat unii. E adevărat, lucrări mai sunt de făcut, dar anul agricol 2020-2021 s-a încheiat. Tragem linie și vedem că am vândut mult și destul de ieftin, chiar dacă prețurile internaționale au mai crescut pe aici, pe acolo. România continuă să vândă porumb, grâu, orz, de toate vinde peste hotare, face și export, vinde în țări care nu au legătură cu Uniunea Europeană și totuși înregistrăm un deficit în ceea ce privește balanța comercială în domeniul agricol și alimentar, ceva de speriat, sunt miliarde și miliarde de euro. Da, să nu ne speriem, să ne revenim și să mergem înainte, pentru că odată și odată va fi bine. Haideți să vedem cât producem, cât prelucrăm, cât vindem, cu ce prețuri, cui. Discutăm cu Dragoș Frumos, este președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, Sindalimenta. Bună seara, domnule Frumos! Bună seara! Păreți bronzat, așa? Da, am făcut o baie de soare la țară, cu mașina de tuns iarbă în brațe și sunt puțin ca tractoriștii. Deci o ușoară legătură cu agricultura pentru că a tuns iarba, da? Deci ușoară, da. Ceva lucrări de întreținere au fost. Domnule Frumosu, conduceți sindicatele atâtea câte au mai rămas în România din industria prelucrătoare a produselor alimentare. Am să vă întreb direct, cunoscând tendința, indiferent de eforturile fermierilor, și presupunem că suntem sănătoși și mai vorbim peste 20 de ani. Peste 20 de ani o să mai aveți ce conduce în ritmul în care se dezvoltă, cu ghilimele de rigoare, industria? Nici nu trebuie să așteptăm atâta. Adică, aduceți-vă aminte că de fiecare dată când am fost în emisiuni invitat la noastră, tot discutam și de fiecare dată am sperat că lucrurile vor începe să intre pe un făgaș normal, pe un drum firesc, tot discutând despre potențialul pe care îl avem. Nu că am obosit, deci am săturat să discutăm de potențial, pentru că degeaba avem potențial dacă exportăm materie primă într-o veselie, exact ce spuneați mai devreme, și nu o folosim să o procesăm aici și să exportăm produs finit, să creăm și locuri de muncă, să încasăm și mai mulți bani. Pe de altă parte, nu se întâmplă nimic, adică ceea ce întâlnim astăzi în agricultură după o perioadă de guvernare la Ministerul Agriculturii a ministrului Oros sunt numai promisiuni și au fost numai promisiuni și în ceea ce privește seceta de anul trecut și în ceea ce privește sau din punct de vedere al măsurilor neprinse în PNRR-ul ăla cu cântec. În sfârșit, nu are rost să discutăm despre el decât să spunem că agricultura nu prea beneficiază de nimic acolo. Iertați-mi, dați-mi voie să fac o scurtă divagație. Am văzut ieri o știre. Știți că România a propus la un moment dat ca sistemul de irigații să fie refăcut cu bani europeni, dar a venit cu o propunere, eu am considerat-o la un moment dat fantezistă, dar nu e așa. Canalele de irigații să fie acoperite cu panouri solare, care ar produce energie pentru sistem. Și am zis, domnule, SF poate merge pe Marte. Ei bine, ieri am văzut o știre în California, unde au probleme la fel de mari cu apa. Au început să acopere canalele cu panouri solare și pe lângă faptul că produc curent electric, reduc evaporația cu 60%. Sigur, sunt soluții. Deci aici Uniunea Europeană a greșit că nu ne-a dat voie. Sunt conștient de faptul că există soluții. Sună telefonul. Lăsați-l să sune. Adică nu, să nu vă doară ochii. Nu. Vă rog. Se oprește imediat. Sunt soluții, sigur, și sunt țări care au dezvoltat tot felul de sisteme care să și protejeze, care să și producă, care să și ieftinească produsul respectiv ca și preț. Și să economisească apa. Să economisească apa. Israelul care e un exemplu, exact, foarte bun. Este o problemă. Noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că țara asta este brăzdată și oriunde a merge găsim apă. Mergeți în zona de centru a României și o să vedeți că la în Covasna, Harghita,
cred că din 5 în 5 km sunt izvoare de apă minerală de toate calitățile și cu toate proprietățile. Problema e că nu folosim așa cum trebuie apa. Exact. Acum eu vreau să vă spun că noi am pierdut enorm și cred că este una dintre pierderile cele mai mari. Dacă ne gândim și plecăm de la agricultura, dar putem să mergem pe orice domeniu. Am distrus cercetarea. Nici o țară nu se poate dezvolta economic, da, fără cercetare. Deci nu mai avem aproape nimic. Oameni deștepți. Frumos, dar ia gândiți-vă, ce țări au scos vaccinurile anti-COVID? Noi nu mai producem nici vaccin antigripal în țara asta. Da? Și aveam o cercetare și medicală și agricolă. Fără discuție. Și deci Institutul Cantacuzino era renumit. Acum să vedem, sub conducerea armatei, în câțiva ani își va reveni, da? Noi suntem total decuplați. În sine, Uniunea Europeană e în urma Chinei, Statelor Unite, Japoniei, recunoaște. În domeniul agricol al cercetării suntem mult în urma Braziliei, Argentinei, cum orice țară vreți dumneavoastră. Dar nu prea dăm senzația că facem ceva concentrat. Noi cârpim niște găuri, nu... Cred că nici măcar nu le cârpim de multe ori. Mai vine câte o finanțare, știți cum e? Așa, dar e asta... cu totul și cu totul altceva, dar reprezintă un procent foarte mic din nevoia pe care corect, o avem. Corect, da. Ideea este că, subliniez, eu am ajuns la concluzia, sigur este o opinie personală, am ajuns la concluzia că la nivel de Consiliul Europei și de Uniunea Europeană și de Comisie, există oameni care țin în loc treburile. Sigur... Nu. Eu am făcut și eu astfel de considerații? Nu. Eu cred că e o idee foarte clară pe care trebuie să o înțelegem și să ne obișnuim cu ea. Pământul Europei trebuie prezervat, deci nu trebuie folosit pentru agricultură. E clar. Asta e concluzia, mi-aparține, dar această idee, să prezervăm, să păstrăm, să menținem, să ce vreți dumneavoastră, solul fertil al Europei există. În concluzie, nu trebuie să mai intrăm cu tractoarele în el. Da, e clar și atunci se explică de ce se gândesc unii să mâncăm insecte, să mâncăm viermișori, să mâncăm gândecei, o mâncare a viitorului. Dar știți ce plăcinte bună se face din coaja de salcie? Da. Deci, salcia crește ușor, de asta deci, mă gândeam. Corect. Da. Este foarte adevărat și probabil că ceea ce spuneți sunt lucruri palpabile și le interpretați în funcție de ceea ce ați citit și studiat de-a lungul vremii, să spunem, sau în ultima perioadă. Mă suspectați de bune intenții. Da, da, da. Dar vreau să vă spun următorul lucru și revin. Dom'le, mai e posibil ceva. Exact cum noi trimitem niște oameni în Parlamentul European care nu sunt specializați pe problemele economice, pe bucățele, și ajunge să se ducă în agricultura Uniunii Europene niște oameni care până ieri au făcut altceva, nu știu. Da, da? Da, da. Și atunci este evident că și la nivel european, da, se întâmplă lucrurile astea. Mai mult decât atât, sunt țări puternice, cum este Franța, cum este Germania, cu o agricultură destul de puternică, care, desigur, impun niște reguli. Acum, eu vreau să vă spun că dacă privești pe ansamblu ce spuneați și dumneavoastră vis-a-vis de locul Uniunii Europene față de Statele Unite, China, etc. Dom'le, lucrurile astea pe mine m-ar ambiționa. Adică ai un teren fertil în Europa, sunt țări care sunt dezvoltate ca tehnologii și așa mai departe, produci, dom'le. Plus că multe din tehnicile de cercetare care pot fi folosite în agricultură sunt deja folosite în alte domenii, în cercetarea genomului uman, în aplicații medicale. Deci n-ar trebui să inventez un nou set de instrumente de la zero. Ele există, tehnologia CRISPR-Cas, da? Da. E o tehnologie care e transdomeniu, da? E folosită peste tot, inclusiv în agricultură. În Europa, un european, la asta mă refer, când vorbești de mutații genetice, de inginerie genetică, de transgeneză, Doamne, mai bine îți dai foc singur în spațiu public decât să vină alții peste tine. Dar am o întrebare, că dumneavoastră vorbeați mai înainte de posibile alternative. Industria
alimentară din România produce bezeluri, brânzeturi, gemuri, făină și nu știu ce. E pregătită industria alimentară din România să producă brioșe din cap de greier, salam din viermi de făină și altele? Că dacă ăsta e mersul, ar trebui să ne orientăm de acum. Înțeleg că vreți să schimbați linia, direcție emisiunii pe care o prezentați. Nu mă îngrijorează ce voi mânca în perspectivă. Păi nu, să știți, pe noi nu mai trebuie să ne îngrijoreze. Ar trebui să ne îngrijoreze pe noi pentru nepoții noștri, eventual, pentru că este clar că se va întâmpla ceva. Uitați-vă că se discută din ce în ce mai adânc. Ați văzut carnea printată 3D în Israel, o firmă acum va produce lapte fără să mai existe vaca la mijloc. Din celule stem vor crește, nu știu, ugere de vacă, organe de lactație, nu-mi dau seama. Deci nu va mai exista vaca pentru producția laptelui. Nu vedeți că accentul foarte mare din punct de vedere ecologic, să spunem așa, este să nu mai lucrezi pământul ăsta. Adică este o tendință. Dar o să mai avem voie să călcăm pe măcar. De a produce cât mai mult artificial. Mă întreb unde o să ne îngroape. Da. Păi bine, ați văzut că nu putem să ieșim la pensie după spusele unora decât cu picioarele înainte. Că așa probabil că se gândesc că... O problemă, este da? O mare problemă. Dar mi-e greu să vă spun. Cert este că aceste cercetări vis-a-vis de înlocuirea hranei naturale cu hrana artificială sub diferite metode... Mă rog, vierbea aia sunt tot natural, dar parcă... Corect. Mă înțelegeți? Este foarte adevărat că noi nu suntem obișnuiți. Sunt alții care cred că o consumă de mult. Dacă aș fi crescut în junglă, poate mâncam și eu larve, da? Vina mea că m-au învățat cu friptură. Și de porc. Da. Și de porc pe care probabil că acasă nu o să-l mai creștem absolut deloc. Ajungem la subiectul ăsta, vă rog să nu le puizăm, pentru că eu nu înțeleg ce va mai crește țăranul român dacă nu are voie să facă reproducție, iar marile firme de creștere de porc din România, de creștere a porcului, nu găsesc ele suficient purcei. Ajungem acolo. Vă rog. Deci mi-este foarte greu să vorbesc despre ce vom mânca pe viitor. Este cert că se fac studii intense, este evident lucrul ăsta. Tot la fel de cert este că au și început să apară anumite produse, dar mi-e greu să spun și nu pot să vorbesc despre așa ceva, pentru că, așa cum spune și dumneavoastră, suntem obișnuiți să consumăm într-un anume fel. Și acum gândiți-vă chiar și la hrana naturală. Dacă noi, spre exemplu, mâncăm o friptură cu piure de cartofi, dau un exemplu, în Ungaria sau în Austria, lângă friptură și cartoful piure, se pune și dulceață. Da? Okay. Mergi mai departe nordice, cu compot, da? Adică sunt și chiar și la noi, în anumite zone, sunt influențele imperiilor și se consumă așa ceva. Deci, De lăcuste. Compot de lăcuste sau de, eu știu, gem de gândaci, probabil. Spaghete de râme. Da, deci, mă rog. Bine, există și râmele alea foarte lungi care pot înlocui spaghetele oricând. Uscate, bine, dar da, numai că sunt foarte casante, atenție. Da. Ideea este că, repet, suntem educați să mâncăm într-un fel. Și dacă se întâmplă, ferească Dumnezeu, schimbările astea să vină așa de pe zi pe noapte. Corect. Sau de pe noapte pe zi, înseamnă că mulți dintre noi, din cauza acestei alimentații, mulți vor dispar. Știți că există acea vorbă, n-am inventat-o eu, ești ceea ce mănânci. Noi până acum am fost învățați mii de ani, spun eu, cu un anumit sistem de alimentație. Această schimbare care se produce într-o generație, cred, doar într-o generație, mi se pare că tulbură lucrurile și eu nu spun că ne modifică din punct de vedere genetic, nu. Dar nu știu cât de bine va fi pregătită omenirea de viitoare provocări, că uite, se schimbă clima, mâine poi mine vin și extraterestri, glumesc, evident. Și noi o să stăm ronțăind la 2 lăstari și 3 insecte, așteptând să ne fie bine. În loc de chipsuri. Da, în loc de chipsuri. Deci, industria alimentară românească. Eu v-am întrebat, am spus 20 de ani, așa, un termen că știu că nu o să-l mai apuc. Cum se dezvoltă, cum rezistă, cum merge în această perioadă? A fost și un an greu, anul cu pandemia. Oamenii s-au repezit în magazine să cumpere, dar au fost probleme de aprovizionare cu materii prime. Lanțul logistic a avut de suferit. Cum a ieșit industria alimentară din acest domeniu? Greu, cu pierderi. Deci sunt pierderi, sau au fost pierderi anul trecut, în jur de 25-30%. Față de un an normal, nu față de un an foarte bun, față de un an normal.
Și era evident să se întâmple lucrul ăsta. Pe de o parte, gândiți-vă că aproape tot anul trecut Horeca a fost închisă. Și atunci... Și o parte din anul ăsta, că bai închidem, și o parte, bai deschidem. Și o parte din anul ăsta. Mai mult decât atât, noi am stat închiși și noi în casă și consumul s-a redus mult. Există un consum mare pe perioada de vară, că românii învăța să ducă la pădure, să facă un grătar, ceea ce anul trecut s-a redus din cauza pandemiei. Corect. Și nu în ultimul rând au fost cauze venite dinspre aprovizionarea cu materie primă în unele domenii de care suntem dependenți, adică, spre exemplu, carne de porc și chiar și carne de vită, pentru că noi avem ferme de vită de carne în România, dar nu suficiente ca să poți să faci față. E adevărat că nu suntem un popor care mănâncă multă vită, dar se pare că am început puțin să ne... Hai să ne schimbăm, da, n-aș vrea să fermele spun, care există nu țin pasul cu creșterea cererii. Corect. Și atunci, fiind dependenți pe unele zone de materie primă, statele de unde importam au căutat să facă și o protecție a populației proprii, ceea ce în România nu prea s-a întâmplat. Și atunci a fost o ofertă mai mică pe fondul unei cereri mai mari, la nivel mondial. S-a întâmplat, domnule Frumos, vă amintiți anul trecut când s-au interzis, e adevărat, așa fulminant și a dispărut la fel exportul de cereale, vânzarea peste granițe, să refacem rezerva națională. Eu știu că aveam teoretic grâu rezerva națională, cred că ne-ar fi ajuns vreo lună, două. Deși eu cred că marile firme din domeniu nu se bazează pe rezerva națională, au propriile stocuri, dacă e cazul. Este evident, dar să știți că dacă încercați un pic să mă scoateți așa din fire și să mă faceți să mă manifest așa cum sunt de regulă mai impulsiv, nu reușiți, că am luat un extraverean înainte și sunt calm. Știam nu că vin la dumneavoastră. Absolut. Păi nu, deci eu am să vă spun foarte clar. Aduceți-vă aminte că anul trecut exportul de grâu a fost oprit pentru o săptămână. Exact. Cam așa. Pompieristic, da? Așa. Azi, exact. Da, mâine nu. Au venit băieții deștepți. Deci asta este realitatea, care aveau un port stocuri de grâu care aveau un port vândute, da? Sigur. Și atunci s-a întâmplat fenomenul, s-a dat drumul și la revedere. Iertați-mă, eu am crezut că e de mila egiptenilor care nu mai pot cumpăra din România. S-ar putea să fi fost niște... Țin minte că erau niște materiale discuții, pe posturile arabe cu egiptenii plângând după grâu românesc. Acum vreau să vă spun că orice țară normală la cap, îmi cer scuze că spun lucrul ăsta, dar așa mi se pare firesc, are niște rezerve. Chiar dacă... Corect. Guvernanții noștri, toți, deci eu nu încerc să spun ăștia, ăia, deci toată lumea de-a lungul timpului a venit să spună, știți, de când suntem membri ai Uniunii Europene, trebuie să avem o rezervă financiară din care să ne putem cumpăra în caz de criză. Suntem nebuni. Păi noi producem, dar gândiți-vă că banii au toți și se duc toți și cumpără. Asta da? Mă gândesc, într-o perioadă cum adică... a fost primăvara anului trecut, când, să spunem, toată lumea s-a dus în piață să cumpere. Corect. Hai să fim serioși. Rezervele financiare ale României nu se puteau compara cu ce avea în spate Germania, sigur că da. Marea Britanie, Franța, sigur. Italia, Spania, da? Austria, Elveția, Statele Unite, dacă toți ne-am fi bătut pe 10 boabe de grâu, corect, sigur n-ajungeau în România. Corect. Corect. Nu asta e soluția. Corect. Eu cred că atunci când vorbim de siguranță și securitate alimentară, ar trebui să ne gândim la ambii termeni. Sigur că da. Da? Eu vreau să vă fac precizare pe care cred că am mai făcut-o. Anul trecut, undeva prin luna aprilie, mai, dându-și seama toți oamenii de agricultură că va fi un an prost din cauza secetei și anul ăsta, chiar dacă a plouat, e și mai prost ca anul trecut, că grâul de anul ăsta nu prea e de panificație într-o cantitate foarte mare, că a stat și a putrezit în apă după ploile astea extraordinar de mult. E bine. Colegii de la, din patronat de la Morării și Panificații au încercat să solicite guvernului nu bani. Industria alimentară nu prea a cerut bani. A folosit bani europeni în proiecte. Era și atunci să o pățească, că presupun că existau alte interese și mă gândesc la industria cărnii, care s-a luptat fantastic cu titanii ca să iasă dintr-o anumită gheară pe care au încercat să o pună asupra industriei cărnii. Și au făcut niște demersuri la guvern să le garanteze un credit necesar achiziției de grâu de la o recoltă la alta, uh-huh, și cu bani pentru depozitare, ca să păstrezi. În felul ăsta,
Era o chestie perfectă. Cum a făcut guvernul italian cu toți fermierii, le-a garantat statul. Corect. În felul ăsta știți ce se întâmpla? Pe perioada unui an de zile aveam grâu, nu aveam fluctuații de prețuri, nu ne întreba nimeni în fiecare zi, iar a crescut prețul la bursă, cât mai e pâinea, cât va fi făina. Lumea aș vedea de treabă liniștită. Industria aș vedea de treabă liniștită. Corect, știind corect. Că are ce lucra și mâine, și poimine, corect. Și răspoimine. Da. Și avea asigurată materia primă, deci era corect. Cert. Vreau să vă spun că răspunsul a fost pozitiv, dar abia în momentul, după luni de zile, în momentul în care 75% din cultura de grâu din România fusese exportată și vândută. Deci nu mai aveam ce să cumpărăm. Da? E, vedeți dumneavoastră, aici eu n-aș spune că un guvern sau un prim-ministru este de vină. Eu aș spune că principalul vinovat este ministrul agriculturii. El este omul agriculturii care trebuie permanent să aibă un dialog cu fermierii, cu reprezentanților, că nu face adunare generală, mare adunare națională în Ministerul Agriculturii, cu reprezentanților. Eu iarăși vă spun cu toată sinceritatea, dom'le, noi nu avem putere financiară ca la organizațiile patronale și chiar sindicale, până la un anumit punct când ne gândim la economie. Nu discută problemele sociale. Nu avem o putere financiară și bani să avem specialiști care în permanență să facă statistici, să știm ce materie primă avem în țară, adică niște lucruri... Și să facă lobby. Să facă lobby, să centralizeze problemele fermierilor, să le adune într-un document și să le prezinte Ministerului Agriculturii pentru politici, da? Corect. Numai pentru politici. E, în momentul în care eu, ministru, vin și spun așa, în fiecare lună, da, sau în ultima săptămână din lună, în fiecare zi am întâlnire. Într-o zi cu industria cărnii, într-o zi cu marea cultură de cereale, într-o zi cu zootehnia, într-o zi cu industria laptelui și așa mai departe, ca să le cunosc problemele. Și am lângă mine niște consilieri cărora le dau de treabă să modificăm legislație, să venim cu legislație nouă, să vedem ce fonduri europene putem accesa ca să o dăm pe corect. Drumul drept, să vedem unde avem nevoie de bani europeni, da? Da. Adică da. În momentul în care lucrul ăsta nu se întâmplă, atunci nu funcționează nimic. Și acum, încă o dată, am fost critic în ultima perioadă cu ministrul Oros. Dumnezeu n-a făcut nimic, toată lumea spune lucrul ăsta. Deci sunt agricultorii în aproape în totalitatea lor care sunt nemulțumiți. Dar chiar n-aude nimeni. Nu înțelege nimeni că la agricultură, dacă eu știu, poate la finanțe sau poate în economie, merg și altfel de oameni. În agricultură, cel care trebuie să conducă agricultura trebuie să fie permanent, o spun între ghilimele, în mijlocul agriculturii. Ca să cunoască problemele. Este inadmisibil să vin să spun după trei... Nu mai mă opriți acum. Nu vă opresc. Vreau doar să vă spun mai e un minut până la pauză și se pare că trece efectul extraveralului. Nu. Că nu asta vreau să vă anunț că într-un minut avem pauză. Da, deci încerc să închei ideea asta. Deci este inadmisibil ca în toată perioada asta să nu poți să stai de vorbă cu ministrul agriculturii, să nu se întâlnească, să nu participe la anumite evenimente importante. Cred că tocmai de teama abordării pe diferite subiecte, să promiți oamenilor că le dai bani pentru secetă să nu le dai, să fie o pauză foarte mare acum vis-a-vis de sesiunile astea de fonduri europene, pentru că PNDR-ul până la anul probabil că va sta în aer. Adică sunt și plus de asta să nu știi nevoile pe care le avem. Adică închei spunându-vă așa, am văzut și de ce nu luăm de la alții care au făcut bine, în Franța am confundat canalele de irigație atât de mari, erau cu râuri, domne. Prima, adică o zi când umblam, vedeam poduri mari, zic, mamă, dar câte râuri au ăștia pe o suprafață în Provence. Și după vreo două zile mi-am dat seama că aveau canale de irigație și fiecare cultură mare, pompa la capătul ei. Despre ce vorbim? Să știți că am văzut și eu, chiar la sfârșitul săptămânii trecute, canale de irigație, adevărat, n-aveau și apă pe ele. Vă propun să luăm pauza de publicitate, da. Domnule Dragoș Frumos, poate să vine apă pe canal. La Agricultura, o șansă pentru România, ne vom continua discuția cu președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, Sindalimenta.